Dragi prieteni, iată, ne reveniți din nou în platoul nostru după a doua repriză de publicitate și după ce am trăit noi emoții frumoase, emoții cu intensitate maximă în clipele anterioare, zic eu că tot emoții frumoase vin Dana peste noi, fiindcă oamenii de artă sunt sensibili, ei sunt cei care mereu emană stările pe care le trăiesc. Prin cântec, persoana care are ce spune te poate face fericit. Tocmai de asta, dragii mei, vrem să vă spunem că următoarea noastră invitată este tânără, frumoasă, a făcut studii la regie și este cântăreață, muncește în domeniul concertistic la moment. Mereu zâmbește și este gata să ajute. Acum, câteva zile în urmă, a fost ziua ei de naștere. Sasha Leti este în studioul nostru astăzi. Și o salutăm! O salutăm! Cu mare drag. Bună seara și bine ai venit în premieră în platoul emisiunii Noi și Lumea! Salutare tot, sunt foarte, foarte bucuroasă că am onoarea să mă împărtăși cu emoții pozitive care am primit la ziua mea. Da. Atât de roz, atât de, știi, ești ca un zăfir din ăsta, așa, frumos, atrăgător. Lejer, atrăgător, parcă vrei să pui mâna pe tine. Îmi place atenția, da. Nu-mi zadar, ai optat tu pentru această culoare, dar Dana a zis, nu știu dacă ai auzit, dar nu în ultimul rând, noi, cu mare drag și întreaga echipă, ți adresează la mulți ani. Mersi, mersi, Dana. La mulți ani, cadoul nostru este și noi suntem alături de tine oricând, fiindcă nouă ne plac oamenii solari. Da, însă, să știi că oamenii de-al de voie ăștia de artă, știi, de regulă sunt cei care vin ei cu cadouri pentru telespectatori, pentru urmăritori. Tocmai din acest considerent, noi să așa te îndemnăm, mai bine zis, să urmărim alături de cei care ne privesc un videoclip. E cumva cel mai recent lansat? E ultimul videoclip lansat? Nu, este ultimul, dar cel mai iubit. Cel mai iubit videoclip al tău, după care revenim aici în platoul emisiunii Noi și Lumea și, evident, dragi prieteni, să întreținem discuția cu Sasha Leti. Thank you.
Sasha, un clip extraordinar, îmi place foarte mult că este recent făcut și îmi place că ai fost foarte activă pe tot parcursul pandemiei, dar noi vom reveni la activitatea ta un pic mai târziu, după aceea ce vom discuta despre ziua ta de naștere, fiindcă astăzi avem o emisiune dedicată omagiaților și tocmai de asta vreau să te întreb, cum este să ai 18 ani plus 10? Plus 10, dar fix așa spuneam că toți îmi spun, Sasha, nu stai la 28, ești ca o fetiță foarte tânără, na, o vârstă foarte frumoasă. Eu spun, de ce îmi spuneți că o fetiță foarte tânără? Deci la 28 de ani tot îi sunt tânără. Nu știu, eu ador ziua de naștere, este, eu cred că cum și fiecare. Anul ăsta, ca niciodată, eu nu am făcut nimic. Adică n-am sărbat-o cu cum eu pot, cum am trecut atât și tu ai fost la mine și am cântat și am... Anul trecut pe timp de pandemie voi ați sărbătorit și anul ăsta ca niciodată. Acum pot să-ți descoperi și secretul și să amintesc deci, tuturor oamenilor care știu că oamenii de artă știu să se distreze chiar și dacă e pe ascuns. Ia să-mi zici că e online cumva, s-au distrat online? A fost într-adevăr într-o zonă verde și a fost foarte, foarte verde. Da, în pădure. Ați respectat toate restricțiile impuse, sigur, da? Evident. Deci nu ne-am cuprins deloc. Nu ne-am cuprins, da. Prin muzică, prin dans, da. Prin... Ce te-a făcut să te lipsești de sărbătoare? Să știți, eu acum cât iată, am început deja activitatea foarte aprins, deci intens, da. Eu așa eram obosită. Nu vreau să fac nicio sărbătoare. Eu sunt organizator de evenimente, sărbători și fiecare dată, deja din mai, de la început în mai, eu fiecare weekend fac evenimente frumoase. Nu intrăm în detalii. Da. Dar și chiar pe 19, înainte de ziua mea de naștere, am avut și nuntă, deci eram și invitată și chiar nu am avut emoții ca să fac o sărbătoare foarte mare, fiindcă, nu știu, sărbătoare eu sunt eu, dar iată, am vrut ceva foarte liniștit. Eu deja știți, m-am gândit, dar poate asta eu îmbătrânesc, nu vreau la ziua mea. Da. Am fost la o terasă cu părinți, cu prietenul, deci am stat, am mâncat, am servit o cupă de șampanie și m-am simțit perfect de bine. Deci, iată, cam așa era, dar tare mă bucur că toți mă sunau, mă întrebau, ce faci, vrem să te vedem. Eu zic, săptămâna viitoare, neapărat, ne întâlnim, vedem, dansăm, cântăm și ne simțim foarte bine. Nu primeai și mesaje, ce faci, ești bine, ești în regulă? Desea tot erau că de obicei, nu știu, eu dacă, încă o dată mă repet, mă ocup cu evenimente și vroiam, eu mereu planificam o sărbătoare de asta cu mulți oameni, cu show program, regizat, tot frumos, dar iată anul ăsta, nu știu, așa am vrut să fie. Dar am văzut că ai făcut o fotosesie. Da, măcar o fotosesie, știți de ce? Fiindcă toți se așteptau de la mine câte ceva și deci... Tot, dacă noi suntem, cum să spun, deci oameni foarte activi în rețelele de socializare, da, corect, ar trebui să mai apar și eu cu o poză tematică, deci cu 28, chiar dacă nu sărbătorim, dar am făcut o ședință foto, tematică, ca să, nu știu, îmi place. Sărbătorești viața. Da. Cum este viața Sasha Leti atunci când ea este tristă? Că oricum, după această imagine de om solar, mai există și momente când... Mai vine ploaia, câteodată mai curg lacrimi. Sigur, Danule, tu cred că știi ce înseamnă asta, eu sunt gemeni, după zodie, da, și... Dana, două gemănoice suntem și știți cum, la noi este foarte tot brusc, deci ne bucurăm, ceva ne-a întrestat un moment, gata, suntem triști, apoi... Nici nu a trecut o minută, două, gata, ți-ai adus de ceva foarte pozitiv și, nu știu, plăcut ție și deja nu mai ai momentele astea de tristețe. Cred că așa și la mine, deci eu, da, sunt tristă, dar, na, fac ceea ce îmi place și cam asta și deja tristețea cam o se duce. De asta ai îmbrăcat astăzi culoarea roz, ca să-ți ridici dispoziția și asta este culoarea ta iubită, sau nu? Culorile mele, toate care sunt aprinse, sunt iubite, deci după dispoziție. Azi îmi place roz, dar mâine poate să-mi placă culoarea neagră și e important așa mai... să atragă atenție, da? Da, corect. Să fie tot frumos, dar și așa mai... Eu sunt permis să te întreb ce daruri ai primit. Am primit și bijuterie, am primit și din parfumerie, am primit și dispoziție bună și urări frumoase, deci am primit și
O... Dar cum se întâmplă de regulă? Tu ești cea care oricum sugerezi oamenilor dragi sau dai indicii cam ce ai vrea tu să ți se aducă? Sau chiar nu faci asta și aștepți cu, așa, cu sufletul la gură să vezi ce cadou o să ți aducă? Niciodată, niciodată nu spun ce cadou. Cadoul este că oamenii dragi să fie alături, asta e cel mai important și... Chiar asta și un mare, mare cadou. Îți fii noroc că să ai oameni, prieteni dragi alături de tine, chiar la orice momente, deci nu numai la zi de naștere, dar pe parcurs vieții întregi. Cea mai memorabilă ziua ta de naștere pe care ai avut-o până acum, cea mai zgomotoasă, cea mai care, iată, a rămas în cap ca niciodată nu poți să o ștergi din cap. Să știți, de mic îmi făceau părinți sărbători cu clown, cu tot fel de fel. Am avut eu 12 ani, am făcut la Roma Club, eu țin minte, și chiar, într-adevăr, atunci am avut și concursuri, și piese, și dansuri. Deci, și de atunci am spus, eu altfel nici nu știam cum se petrece ziua de naștere, ca cum a noi astea. Deci, mereu la mine era zgomotos, vesel, cu multă lume și... Na. Fiecare an este ceva deosebit în ziua ta de naștere, eu cred așa. Da, mai ales dacă ți-o planifici așa cum este starea ta din interior. Dar ai avut și vreo zi de naștere în care te-ai întristat? Spre exemplu, eu cândva trebuia să plec în altă țară și m-au întors de la aeroport de ziua mea de naștere și aveam cu totul alte planuri. Ai avut și tu vreodată ceva altfel? Altfel? A, nu, asta era altfel. Altfel ca de obicei. Trăstuț, corect? Dar nu trăstuț, e foarte calm și foarte armonios cum era starea mea de suflet. Deci am vrut liniște, am primit liniște. Dana, tu adresezi așa întrebare la organizatorul de evenimente, știi, care la el de plouă, de ninge, evenimentul trebuie să aibă loc. Corect. Sărbătoare sau nu este sărbătoare, deci... Mereu, da. Te simți bine sau nu te simți bine, noi ca interpreți, deci noi chiar dacă cumva ceva, noi trebuie să ieșim și să transmitem energie pozitivă, să transmitem bună stare, da, chiar dacă undeva uneori suntem tristi sau... Da. Dana, ce zici dacă noi acum repejor ne împărțim puțin în rolurile? Tu vorbești despre partea artistică, dar eu vorbesc despre evenimente. Haide, acum pe loc mi-a venit ideea asta și dacă tot ziceai tu că organizezi evenimente, vreau să te întreb cu ce începi? Cu ce se începe organizarea unui eveniment? Cu tematica, cu tema. Deci trebuie să știu exact ce sărbătoare e ca să deja să mă pregătesc mai departe. Să știu. Și care sunt următoarele etape? Deci trebuie să știu ziua care este, deci tema. Deja locația unde se desfășoară, pentru ce public, deci este o sărbătoare pentru copii sau este o sărbătoare în Piața Marea Dunării Naționale sau este o sărbătoare de stat. Deci acolo sunt mai multe aspecte. Apoi deja trecem la interpreți, cine o să evolueze în scenă, cine este prezentator și așa mai departe. Dar ce așteaptă oamenii de la evenimente? Publicul care vine, de regulă ce așteaptă? Așteaptă să primească emoții, că asta este un schimb de energie. Toți artiști care intră și dăruiesc tvorcestva, arta sa, da, deci asta e tot, asta este o energie. Publicul creație. Vine, da, creație. Publicul vine să se umple de energie, de ce are nevoie. Deci avem artiști nu doar pozitivi, avem artiști care cântă despre suflet, despre tristețe, despre neam, despre țară, da, câteodată tot așa vin oamenii ca să ia energia asta și poate să gândească la ceva. Da, să fii că sunt curioasă, Dana iar o să mă acuze că tot eu cu banii am treabă mereu cu banii, știi că mi-e curios, foarte da. Interesant. Cam cât sunt dispuși moldovenii să cheltuie, să scoată din buzunar pentru a dărui emoțiile astea și pentru a le primi, știi? Dacă este de calitate bună, deci un eveniment foarte mare și frumos, deci da, omul, eu cred că are nevoie de odihnă, de artă, de muzică, de teatru și așa mai departe. Noi avem nevoie. Noi numai muncim, dar să ne odihnim tot. De tu încerci să te deschivezi frumos, dar eu tot revin aici, știi? Să ne odihnim spiritual, asta foarte mult contează. Cu siguranță, însă, din experiența ta proprie, care a fost cel mai scump eveniment? Cel mai scump? Da. Deci, Sașul, eu vreau să delimitez cumva chestiunile. Eu știu că compania în care tu lucrezi face evenimente de anvergură mari, deci Piața Marea Dunării Naționale și acolo unde se invită artiști mari de peste hotare, inclusiv și ai noștri, și alte, de exemplu, nunți, da, care sunt tot făcute de oameni serioși, să spunem. Cât costă un așa eveniment? Și așa un eveniment. Adică ne interesează o sumă maximală. Dar chiar nu vă spun.
spun ce sumă că nu știu. Eu, deci, eu nu sunt director comercial sau cum se spune. Eu am ideea, eu am ce trebuie să fac și eu fac. Dar deja banul, știți cum... Câteodată este mai scump, câteodată mai ieftin, dar eu zic că tu știi, încerci tu frumos, da, ochii tăi ne dau, știi, vedem și răspunsul în ei, te schivezi tu frumos de la această întrebare, însă, da, noi toți suntem conștienți că trebuie să plătim, nimic de fapt nu este pe gratis și pentru aceste emoții frumoase la fel trebuie să plătim și ca să creezi ceva frumos, în Republica Moldova și nu doar, e nevoie ca să investești. Fie că vorbim de investești material, moral și multe alte sensuri. Da, te bagi în tema mea, dragă mea. Eu vreau să te întreb despre artă, așa cum mi s-a dat însărcinarea. Vreau să te întreb, în ultimul an, acum, cât toată lumea a fost în pauză, tu câte ceva ai făcut? Povestește-mi, te rog, tot parcursul ăsta, fiindcă noi pe toți artiștii întrebăm cum s-au descurcat, ce au făcut în domeniul muzical, mă interesează. Eu chiar, să vă spun, m-am odihnit. Sigur că am mai lucrat, mă regăseam poate în altceva, în alt zvuceam. În alt sunet, deci în alt, nu știu... Sound. Da, sigur, să văd, poate, era o pauză de care chiar într-adevăr aveam nevoie. Să înțeleg pentru mine ce fac mai departe, cum, ce, cu ce, nu știu, să uimesc. Acum, în ziua de azi, chiar nu știu cu ce să vin și să atrag atenția, adică publicului, că zilnic apar niște artiști noi, cu piese noi și foarte diferit. Deci, na, eu m-am odihnit, dar căutam, sunt până acum în căutare. Încă n-ai găsit, măcar aproximativ. Nu, este oricum, dar eu nu știu dacă asta e ceea ce eu simt sau ceea ce publicul are nevoie. Asta deja cu timp, deja o să vedem cum o să pricepe publicul. Sasha, nu ți pare rău că nu te-ai făcut medic, profesor, inginer, nu știu, acolo, arhitector? Chiar nu-mi pare rău, chiar nu-mi pare rău, de mică mă vedeam în scenă, de mică... Pur și simplu eu nu credeam că eu chiar o să fac evenimente. Deci după Academie de Arte, care am finisat trecea stradă, am spus... Eu sunt artistă, eu sunt vedetă, vreau să fiu în scenă, nu vreau să fiu după culise. Dar au trecut câțiva ani și am înțeles că, na, fără mine, poate evenimente nu merg așa cum trebuie să meargă. Sunt foarte modestă, noi glumim. Deci eu mă bucur că mă ocup cu ceea ce îmi place, eu convin să fiu în scenă și să fiu după culise, să fac evenimente mari și frumoși. Ești doi în unu, un fel de om orchestră. Doar că dacă trebuie, ești pe scenă, dacă e nevoie. Evident, știți cum câteodată așa am avut că artiștii, nu știu, sunt foarte deci, grăbiți la eveniment și cineva întârzie. Eram cum spăsenie, eu salvare. Eu tot știu deja, eu pentru regizor, cum spuneam, gata, eu intru în scenă, măcar pe vreo două piese, taman că să nu avem pauza asta pentru... Asta în popor se numește a stupa borțile. Așa, da, nu frumos, dar adevărat, adică dar, adevărul are numele lui. Am scopul să fie foarte frumos și să nu am niște gafe. Asta e sensul frumos, bravo. Pentru că oamenii care stau acolo și savurează din concert, ei nu înțeleg ce și cum, deci că pe noi ne privește. Dar, nu? Corect, important este să nu fie pauze, Sașulea. Și tocmai de asta vreau să-ți spun că faci un lucru calitativ și ești un profesionist bun în ceea ce ai învățat tu și mă bucur foarte mult că totuși mergi în direcția asta ca să cânti și să ne încânți și vreau să te întreb, cum îți alegi temele atunci când mergi spre a face o piesă nouă? Ok, te gândești mult, un an te-ai gândit, ok, dar cum se întâmplă tot procesul? Chiar nu mă gândesc mult, deci eu, iată, avem un text, se numește, dar nu spun. Avem un text care, iată, noi ne gândim acum la linia melodică, este textul scris special pentru mine, că eu am spus că vreau ceva să fie în vogă, ceva despre mine, iată cum mă vede o fată. Și deci ne gândim foarte repede, deci cum, iată, aberăm, știți, din aberații se scoate foarte multe, nu știu, gânduri bune. Deci da, nu trebuie de gândit mult. Ai înțeles cine este mai geniul, draga mea? Eu sunt geniul, fiindcă aberațiile mele... Cred că ajung la inima. Eu chiar nu mă gândeam că tu spui asta. Eu mă gândeam că uite, pentru niște idei mult mai faine, hai să mai aderăm uneori, da. Sigur, asta e, știți că lucrează. Deci nu trebuie de gândit foarte mult. Când te gândești foarte mult, te consumi și tot. Parcă nu știi și... Înțeles, deci nu știu, sau asta e firea mea de caracter. Că eu tot repede fac. Noi suntem gemenii, pur și simplu. Asta suntem foarte iuți. Diagnoză. Deci uite-te. Și tot la capitolul ăsta cu
cu textele, cu creația, tu apelezi la oamenii care compun pentru tine sau participi și tu la crearea mesajului artistic și ceea ce te reprezintă, că doar tu știi viața ta? Sau te lași în mână, cum te vede, de exemplu, compozitorul dat, X? Nu, sigur că lucrez cu toată echipa, deci eu nu pot să... Nu știu, eu ies în scenă, eu cânt despre starea mea sufletească și sigur că particip. Da, eu nu compun nici text, nici melodiile, dar oricum las și eu amprenta acolo și spun că iată, aici nu-i bine, aici e bine, hai să găsim, nu știu, un alt cuvânt sau o altă frază care într-adevăr o să mă prezinte pe mine. Deci textul care este scris este alcătuit două cuvinte, deci de mine. Deci nu se spune așa, dar eu le-am alcătuit și chiar în viață, zi cu zi, eu le vorbesc. Deci, na. Și iată, noi, iată, ne-am aluat. Care sunt cuvintele? Ai, da, o să auziți. Nu, văd că atunci va trebui să ghicim. Sper că nu sunt cuvinte din astea necenzurate. Nu, nici de cum, nu. Nu, sunt cuvinte care se folosesc, dar împreună niciodată. Sasha, vreau să întreb așa un lucru, deja asta mi-a venit acum inspirația, nu este una aberantă, dar una foarte interesantă. Vreau să te întreb așa un lucru, că a fost nu de mult un interpret cu care s-a deschis tot sezonul concertistic la noi în Moldova și a avut un succes. Știu că nu a fost organizat de compania în care lucrezi tu, dar vreau să te întreb, părerea ta, de ce tu crezi că tineretul ascultă o astfel de muzică și merge într-o cantitate, că spun cantitatea, mulți oameni merg la concertele astea și inclusiv copii, de ce se întâmplă ceea ce avem noi, realitatea asta, prin ce ia omul ăla atâția oameni și atâtea milioane de lei care s-au câștigat la concertul dat? Chiar nici eu nu înțeleg, eu nu am fost la evenimentul dat, fiindcă eu accept ceea ce face, da, uneori mai ascultăm, suntem la petreceri, noi nu putem acolo să spunem că nu puneți piesa asta și să știi că nu doar copiii ascultă, dar și maturi se ascultă. Deci am avut cunoscuți care au venit cu copiii săi la concertul dat, dar să știți că eu nu accept așa ceva. Deci arta trebuie oricum să fie o artă purificare, care, nu știu, să ducă un mesaj mai profund, dar nu că să ne transmită, mă scuzați, încolo și încolo și încolo de pe scenă. Să ne transmită. Da, ne trimite. Să ne trimită, mă scuzați. Dar transmită, vezi că tot sunt mai interesant. Să spunem mai literar, să ne trimită, că e omul ne-a trimis. Da, hai că vorbim detaliile astea după emisiune. Nu consumăm spațiu de emisie pentru așa ceva și dacă tot Sasha a menționat anterior că artistul este cel care urcă pe scenă și își transmite cumva starea de spirit, vreau să știu, Sasha Lete, este o romantică sau este o realistă? Eu cred că romantică realistă și realistă romantică, deci diferit. Diferit, pentru că sunt gemeni. Da, eu sunt gemeni, da, sunt așa mai crazy, cred că romantică sunt, dar... Romantică sunt cu a mei, cu... Nu știu, chiar nu știu, m-ați pus așa o întrebare, eu nu știu ce să răspund. Acum îți pun o altfel de întrebare. Dacă tot ai venit în roz și ești romantică, vreau să știu dacă există în viața ta cineva care ți-a furat inima. Ce întrebare provocatoare, da. Toți pe mine mereu mă întreabă, dar să știți, încă nu am în el, iată. Încă nu, dar ziua de naștere și a sărbătorit-o și cu iubitul, nu? Cu iubitul. Cu oameni dragi și iubiți de mine. Și iubitul. Ok, dragii mei, prin acest răspuns am înțeles că Sasha Lete este în căutare. Da. Încă nu ne cheamă la nuntă, dar curând, cu siguranță, ne așteptăm la o invitație, fiindcă deja la 28 de ani este posibil ca să se întâmple minunea. Este posibil, dar nu obligatoriu. Nu obligatoriu. Noi îți dorim tot succesul din lume, îți dorim ca întotdeauna să mergi înainte, să mergi tot mai sus, să faci piese frumoase, inspirate, piese care ating suflete și ridică dispoziția, fiindcă asta te reprezintă de fapt. Da, Luminița? Corect, Dana, tocmai de aceea zic eu că o invităm pe scena platoului nostru să ne ridice dispoziția. Mulțumesc tare mult! Următoarea piesă pe care ne vei interpreta se numește Summer Love. O piesă cu care ai adus COVID-ul în Republica Moldova, fiindcă a avut loc înainte de toată această idee, crearea acestei piese, și cred că
o vară întreagă, vara trecută, ai așteptat momentul în care să vii cu piesa Summer Love la început de vară. Exact, și să o cânt. Mersi tare mult, eu repede vă spun, mulțumesc tare mult și toți publicul care ne urmărește. Deci, mersi pentru invitație. Mulțumesc. Eram tare și sunt bucuroasă că am venit și am vorbit, am discutat, v-am povestit. Deci, mersi tare mult și într-o scenă. Doamna, și de aici subiect de știre. Sasha Leite a adus COVID-ul în Republica Moldova. Da. Cu piesa Summertime. Summer Life. Summer Love. Summer Love. Da. Iar în cele ce urmează, noi le mulțumim și celor de acasă că au fost alături de noi. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru că ne urmăriți, pentru că ne scriți comentarii și pentru că apreciați ceea ce facem. Da, vă mulțumim din suflet vouă, celor care ne iubiți, în primul rând, fiindcă noi suntem minunate, fiindcă venim cu energia noastră pozitivă și reală, cu realități din viața vedetelor, artiștilor și venim întotdeauna altfel în casele voastre. Mulțumim din suflet tuturor celor care ne fac frumoase și anume cele care ne creează întotdeauna coafuri diferite, Anișoarei Mogorean și celor de la Eurostyle, care adresa ne va spune lumea. Da, care se află în orașul Durlești, strada Tudor Vladimirescu 115. Dana, vreau eu să zic că nu doar din viața artiștilor venim noi cu noutăți, dar din viața lumii, mai bine zis, lumii. Nu? Ești de acord cu mine? Suntem la emisiunea Noi și Lumea! La revedere! Și o admirăm pe Sasha Leti! Sasha Leti!